Europarlamentarul liberal Cristian Bușoi a fost prezent zilele trecute la Deva Prileș, cu care a susținut și o conferință de presă. În cadrul acestei conferințe de presă, Cristian Bușoi, medic de profesie, a vorbit în general despre activitatea sa în domeniul sănătății, dar și despre unele preocupări ale Uniunii Europene privind eradicarea unor afecțiuni, dând și un exemplu concret în acest sens, fiind vorba despre cancerul întâlnit în rândul copiilor. Activitatea mea s-a desfășurat în mod prioritar în zona sănătății. Este zona în care am activat în Comisia de Sănătate și Mediu, sigur și în alte comisii și cu alte subiecte importante pentru România și pentru români, dar cele mai importante realizări și cele mai multe inițiative au fost în domeniul sănătății. Am fost responsabil pentru programul de sănătate al Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie 2021, și am fost responsabil din partea Comisiei de Sănătate și Mediu pentru capitolul sănătate din programul de cercetare al Uniunii Europene. Și acolo, printr-un amendament pe care l-am depus și a fost acceptat, am impus ca prioritar pentru finanțarea cercetării după 2021 în materie de sănătate să fie zona cancerului, lupta împotriva bolilor oncologice, cu un accent special pentru cancerul la copii. Urmând ca, dacă vor fi fondurile necesare și comunitatea academică, comunitatea științifică de cercetare europeană se va mobiliza, până în 2040 s-a convenit această boală, cancerul la copii, să fie eradicată în Uniunea Europeană. De asemenea, europarlamentarul Cristian Bușoi a făcut referiri și la alte acțiuni pe care le-a întreprins în domeniul sănătății, una dintre acestea fiind cu trimitere directă spre România. O ultimă direcție de acțiune care ține de politici europene va fi cea legată de infecțiile intraspitalicești. S-au făcut deja niște discuții, dar urmează ca să vină de Comisia Europeană cu niște proiecte mai concrete, cu un plan de acțiuni concret, pentru că problema infecțiilor în spital, mortalității din pricina acestor superbacterii care nu mai răspund la niciun antibiotic clasic, nevoia de a investi în cercetare și de a găsi scheme de finanțare, de rambursare, astfel încât să poată fi descoperite noi antibiotice care să fie eficiente la aceste superbacterii, sunt provocări la nivel european, pe care le simt chiar țările bogate și bine organizate din punct de vedere al sistemului de sănătate, și cu atât mai mult ele sunt resimțite în România, unde știți că e o întreagă discuție și pe bună dreptate mulți români se tem că merg în spital cu o afecțiune și riscă să plece de acolo cu infecții grave provocate de bacteriile care se găsesc în spitale. Cristian Bușoi va candida din partea Partidului Național Liberal pentru un nou mandat de europarlamentar, alegerile din țara noastră urmând a se desfășura în data de 26 mai.